Nehotărârea și absența de destin Pentru că mă smulge din categoriile impersonale ale specii, orice hotărâre pe care o iau reprezintă nașterea violentă a eului. De îndată ce alții au încetat să hotărască pentru mine, mă descoper pe mine ca instanță suprema a decizii. Hotărându-mă, îmi apar ca punct ferm prin care mă definesc și prin care îmi definesc relația mea cu lumea. Hotărârea se mișcă pe terenul certitudinii. Hotărându-mă, fac dovada faptului că știu ce am de făcut, că dețin certitudinea în privința actelor mele. Ele sunt hotărâte, au primit hotar, contur, limită. Ele sunt acum compacte, strânsunite în ele însele, coerente. Iar ele au primit configurație și coerență din lăuntrul meu chiar. Eu sunt cel care le-a dat hotar le-a hotărât așa, le-a delimitat. Eu sunt cel care le-a tăiat, tranșat, decido, decupându-le din materialul amorf al gesturilor posibile, din posibilul vieții mele, dându-i acestea de fiecare dată contur. Mă hotărăsc, dau hotar actelor mele, fiecare în parte și tuturor la oaltă, le fac astfel să fie și în felul acesta, prin suita hotărârilor mele, îmi dau un destin. Actele mele nu rămân izolate în conturul lor și nu se opun unele altora. Puse cap la cap, ele țin împreună ca izvorâte din același eu, din aceeași voință, din aceeași certitudine. La oaltă, ele alcătuiesc ansamblul unei vieți. Până atunci, altceva și alții au hotărât pentru mine. Până să ajung să mă hotărăsc și astfel să fiu eu, nu sunt decât conturul trasat din afara mea. Sunt ceea ce s-a făcut din mine, desenul unei alte mâini, al unei alte voințe, care a hotărât fără să mă întrebe. În schimb, hotărârea luată în numele certitudinii pe care o dețin este limita pe care mi-o dau din interior și, în virtutea ei, mă nasc și sunt cel care sunt. Dar, dețin această certitudine? Spațiul acela nedisimulat, în care orice contur și orice detaliu, aparând de plina claritate pe care le-o conferă lumina hotărârii, nu există de fapt niciodată. Orice hotărâre se naște în penumbra șovăelii, ea este prin esența ei crepusculară și tocmai de aceea, în mod esențial, nehotărâre. De-îndată ce ies din categoriile impersonale ale specii și trebuie să mă descopăr singur, mă descopăr de fapt ca punct lipsit de fermitate. Căci singurul lucru cert este tocmai incertitudinea mea. Ceea ce descoper acum este că hotărârea se mișcă pe fundalul incertitudinii. Tocmai pentru că există incertitudine, există îndoiala asupra fiecarei hotărâri. Și tocmai pentru că există incertitudine, există răzgândirea, faptul de a reveni asupra unei hotărâri. Pentru că hotărârea se mișcă pe fundalul incertitudinii, pentru că există îndoiala și răzgândirea, se deschide posibilitatea nehotărârii. Întâlnirea cu mine însumi are deci loc în forma cea mai incomodă, aceea neîntâlnirii, a eschivei pe care o induce nehotărârea. În nehotărârea aflu că nu mă pot defini, că nu mă pot aduna în contururile unui eu sigur de sine și de îndreptățirea actelor sale. Din potrivă, eul meu se definește ca sumă a șoveilor mele. El se disimulează în rățeaua nedefinirilor sale. Nehotărârea este o ținere în suspensie care suprimă posibilitatea oricărei autodefiniri. Pentru că este incapabilă să trimită la act, ea nu instituie decât negativitatea, absența. Întors către fondul de incertitudine al ființei mele, nu cunosc decât supliciul ruminației nesfârșite. Ce e de făcut? ce e de făcut? Această întrebare este o sigla a deliberării sau una a nehotărârii? Care este distanța care le desparte, acel spațiu imperceptibil al insidiei în care deliberarea se relaxează, pierde promptitudinea soluției și devine nehotărâre? Nehotărârea, această deliberare prelungită care se hrănește din din cu acele unei cunoașteri ce nu va deveni niciodată gest. Nehotărârea apare în absența unor indicii ale acțiunii. Nimic din afara mea nu trimite la mai bine sau la mai rău. Nimic nu e de ales, nimic nu e de evitat. Nehotărârea este povara singurătății noastre în fața prestigiului inaparent al oricărei soluții. Într-un univers omogen, al binelui sau al răului, care nu comportă grade, indecizia ar fi starea subiectivă perpetuă. Gândul că orice aș face e bine, e la fel de bine, reprezintă, din punctul de vedere al purei capacități de a hotărâ, un blocaj la fel de mare ca acela că orice aș face e rău. Însă, pentru că asemenea universuri compacte, din care orice nuanță a dispărut, nu există, pura nehotărâre epistemologică, nu e cu putință. Adevărata nehotărâre este aceea în care blocajul intervine ca urmare a speranței că pot evita răul și a temerii că pot rata binele. Nehotărârea e întotdeauna o nehotărâre existențială în care ceea ce se joacă este perspectiva ratării soluții optime. Nehotărârea presupune existența unor nuanțe care pot fi în principiu distinse în vederea unei alegeri. Într-o lume dotată cu grade de bine și de rău, problema este să nu cazi peste rău din neputința de a cunoaște și alege binele. Nehotărârea existențială este crisparea provocată de conștiința riscului și de spectrul regretului. Ceea ce urmează să fac nu este indiferent, pentru că nu orice aș face este la fel de bine sau de rău. Ce e de făcut? În spatele acestei întrebări se ascunde tortura pe care o induce în noi posibilul faptul de a nu putea experimenta în spațiul realului două sau mai multe dezlegări la o unică problemă existențială. Nehotărârea se hrănește din teroarea în fața irreversibilității realului. De-îndată ce mă voi hotărâ, voi decide asupra unui curs al lucrurilor care le va exclude pe toate celelalte. Nu va mai fi nimic altceva de făcut. Nicio negociere, nicio revenire, nicio corecție, nicio luare de la capăt nu vor mai fi cu putință. Această presiune a răspunderii în fața cursului lucrurilor ce atârnă de tine și prin care ți angajezi ireversibil viața ta sau pe altora, este suportul de o potrivă ontologic și moral al nehotărârii, spaima de a nu găsi soluția bună, unica soluție. Orice hotărâre implică o răspundere ontologică. Care anume varianta lui a fi e mai bună, mai adevărată, mai frumoasă? Cel ce hotărăște trebuie să judece în spațiul posibilului, în cele din urmă să ajudece și astfel să convoace ființa spre real. Cu fiecare hotărâre îi se răpește ființei bogăția posibilului și îi se dăruiește sărăcia realului. De acum înainte, asta și numai asta va fi. Din multele care ar fi putut fi, dar lui a fi în sens plin nu-i aparține decât de realul. Iar dacă a fi înseamnă a primi limită și hotar, în afara acestora ființa nefiind decât o suspensie și o promisiune, atunci abia hotărând înseamnă a da, prin conferirea unui hotar, ființă înseamnă a înființa. Dacă ceva urmează să fie cu adevărat, acel ceva trebuie hotărât. Este nevoie de fermitatea hotărârii ca să apară fermitatea reală a ființei. Dar ideea că se poate și altfel, sau că odată gestul făcut, s-ar fi putut și altfel, generează coșmarul celui nehotărât. Lucrurile ar fi arătat altfel dacă nu aș fi hotărât așa. Și totuși, numai acesta așa este real, în timp ce altfel s-a pierdut definitiv în gestul subiacent al eliminării mele în neantul posibilului condamnat să rămână posibil. Înființând, orice hotărâre desfințează în jurul ei un potențial de ființă. Instituirea de ființă are loc pe spezele unei prealabile condamnări la a nu fi. Tocmai obligația de a săvârși această crimă ontologică îl blochează pe nehotărât. Și pentru că nu se poate hotărâ să desfințeze, nehotărâtul nu știe ce să înființeze. El este judecătorul care nu știe cui să confere semnul alegerii sale. Dar nu din teama de a stârni răzbunarea ființei neantificate, ci din sfiala și din scrupulul de a neantifica pur și simplu. Nehotărârea se naște din remușcarea în fața ființei posibile, a ființei care, de vreme ce hotărârea mea s-a îndreptat în altă direcție, nu va deveni niciodată reală, care pur și simplu nu va fi. Nehotărârea e o derută preontologică. Nehotărând, cel nehotărât oprește lucrurile pe pragul propriului lor a fi și odată cu ele își blochează propria ființă. Prin reținerea gestului său, el le împiedică să fie, așa cum deopotrivă el se împiedică pe sine să fie, căci numai tăind un hotar în stofa posibilului, el ar putea să-și dea sie un hotar și astfel să fie. Al minteri, el rămâne blocat în spațiul preontologic al posibilului și lezează ființa ca ființă reală. El amenință să lase lumea suspendată într-un permanent încă nu, într-o veșnică șovaială la porțile ființei. Temându-se să nu ne el comite crima neînființării ființei reale. Nehotărârea este un blocaj al trecerii, o maladie a pasajului. Voi rămâne mereu din coace? pe teritoriul unei cunoașteri incapabile să se mântuie în act. Ce e de făcut? Rămâne o simplă întrebare, o infinită cădere pe gânduri. În nehotărâre, întrebarea aceasta își sporește miza și cu cât febrilitatea căutării răspunsului devine mai mare, cu atât ea se înfundă mai adânc în spațiul purei ei interrogativități. Căci răspunsul la această întrebare nu e un simplu răspuns în lăuntru unui sistem de concepte. Nu e un răspuns instalat confortabil în perimetrul lipsit de primejdi al curiozității goale, satisfacere nevinovată a pasiunii cunoașterii. Ce e de făcut este o întrebare pândită de spectrul realului. Acesta o urmărește, o amenință, o hărțuiește. Dar în fața somații de a produce gestul, nehotărârea nu poate răspunde decât cu gesticulația gândirii. În prima instanță se pare că nehotărârea nu izvorăște dintr-un blocaj al lucrurilor, căci ceva e de făcut, ci dintr-unul al nostru în fața lor. În mod obiectiv este ceva de făcut, în lăuntru câtorva lucruri care sunt de făcut, dar la acest ceva nu am acces, nu-l cunosc. În incapacitatea mea de a detecta caracterul său optim, el îmi scapă, se ascunde. Inventarul lucrurilor care sunt de făcut există. Știu că de făcut nu sunt decât aceste două sau mai multe lucruri. Dar pe care dintre ele este bine să-l fac? Nehotărârea este incapacitatea de a acționa într-un câmp finit de posibilități. Ea nu e o dezorientare generală a cunoașterii. Ea nu e dezorientarea resimțită pe un câmp fără repere, ci aceea structurată de răspântia unor drumuri. E o rătăcire regizată de economia posibilului. Nehotărârea se bazează astfel nu pe inexistența obiectivă a soluției, ci pe imposibilitatea noastră de a o depista. Și totuși, nu cumva această neputință se naște din faptul că lucrurile însele, printr-o teribilă răsucire, prin așezarea lor stranie, îmi ascund soluția, dispunerea lor, sau poate, Imprevizibilul devenirilor, generează neputința hotărârii mele. Nehotărârea existențială nu e de aceea o nehotărâre psihologică, carență comportamentală izvorâtă dintr-un caracter indecis. Ea este mai degrabă o criză provocată de starea lumii. Este nevoie ca mai întâi ceva să se strice în ordinea lucrurilor. Ca acestea să ajungă prost întocmite, încâlcite, de necuprins cu mintea. Este nevoie ca lucrurile însele, în esența lor, să ajungă nehotărâte, să-și piardă sau să-și ascundă hotarul, să se degradeze în ferma lor de limitare, pentru ca adevărata nehotărâre să poată lua naștere. Nehotărârea mea răspunde nehotărârii lor. Și tocmai pentru că lucrurile însele își pierd sau își ascund hotarul, pentru că ele mi-arată doar nehotărârea lor, Orice hotărâre importantă este luată în spaimă și cu tremur, căci ea se sprijină pe contururi neștiute, șubrede, înșelătoare, care urmează să apară sau care s-au șters de mult. Miza hotărârii mele poate să răspundă unei absențe, unei eschive, unei întârzieri sau unei sosiri prea timpurii. Ea poate fi însoțită de nehotărârea celuilalt, de răzgândirea lui, de părăsirea mea. Orice hotărâre adevărată este de aceea o faptă a singurătății și a riscului. A riscului. Atât hotărârea, cât și nehotărârea se desfășoară în raza riscului. Dar în vreme ce nehotărâtul se blochează în fața lui și nu va compune niciodată cu el, cel ce se hotărăște și la sumă din plin, asumându-l, el cunoaște o stare de beție. El plutește și se lasă purtat de febra hotărârii sale. Pentru că hotărârea este luată în spaimă și cu tremur, pentru că miza ei este un destin care ajunge să fie dobândit chiar și cu prețul vieții, trecerea irreversibilă a pragului care desparte tot ce a fost de tot ce va fi altfel ca până acum, este însoțită de febra pe care o presupune orice intrare voită în noaptea necunoscutului. Căci altfel, nu este decât diferența abstractă față de orice modalitate prezentă, chipul neprecizat al unui cum viitor. Tot ce știu este că pentru mine lucrurile nu vor mai fi ca până acum, fără să știu însă cum vor fi ele de fapt. Ele vor fi doar altfel. Chipul neștiut al lui altfel, în care se va așeza de acum viața mea, e cel care induce în mine spaima cu tremurul, starea de beție și febra. Deznodământul hotărârii mele rămâne învăluit în mister. Orice risc presupune această ignorare a mersului lucrurilor și a felului lor de a sfârși. Hotărârea este această trecere a pragului în necunoscutul riscului. Și tocmai pentru că trăiește riscul în mod proiectiv, pentru că le puizează în gândire, cel nehotărât nu poate trece acest prag. El nu poate colabora cu necunoscutul, livrându-se unui mers al lucrurilor ce nu depinde de el. Dar deoarece știe totodată că orice gest important presupune această colaborare și deoarece pentru a se defini ca eu și a -și da un destin, el are nevoie să împlinească gestul, cel nehotărât cunoaște melancolia infinită ce izvorește din luciditatea și neputința sa. Orice rămânere în spațiul ruminativ al conștiinței este însoțită de melancolie, căci nehotărâtul cunoaște vacuitatea oricărei hotărâri. Din fapte, el reține agitația, aburul inconsistenței lor. El presimte depărtarea în care toate deciziile se întâlnesc și se anulează, oboseala finală a celui care a făptuit, distanța dintre faptă și răstălmăcirea ei. Cel nehotărât nu are încredere decât în luciditatea care îl împiedică să ia o hotărâre. El și-a pierdut credința și încrederea în tot ce cade în afara sa și de aceea el nu se poate expune, nu poate ieși din sine, nu poate cunoaște starea de exaltare și beție a celui ce împlinește actul ca risc. Căci acela, gândind la oaltă necunoscutul și gestul, s-a livrat din capul locului unei alte instanțe. El își dobândește eul printr-o prealabilă ieșire din sine, pe când nehotărâtul nu-l obține tocmai pentru că nu-l poate părăsi. Forma pe care o îmbracă această nepărăsire a eului este regretul. Nehotărâtul trăiește în permanență în orizontul regretului, al unui dublu regret. Pe de o parte, el anticipează regretul pe care l-ar cunoaște acționând și care, în fapt, el tocmai îl face să nu acționeze. De vreme ce riscul ascunde în el perspectiva eșecului, deci iremediabila mea răsturnare, regretul stă la pândă în preliminarile oricărui act. Fiecare gest poartă în sine negativul consecinței sale și astfel nostalgia unui alt deznodământ pentru că nu este pregătit să transfigureze eșecul, pentru că nu este dispus să piardă nimic, când de fapt doar în felul acesta el ar avea ce dobândi? Cel nehotărât trăiește riscul doar în negativitatea sa și odată cu el, în chip proiectiv, regretul. Obsesia regretului îl închide pe nehotărât în sine. Până și remușcarea care deschide către alții este trăită de el în manieră reflexivă, regretul a devenit o remușcare egoistă. El își torturează conștiința din complezență față de sine. Cum să poată face gestul care l-ar putea livra unui eșec? Pe de altă parte, cel nehotărât cunoaște regretul ca regret actual al neacționării. De vreme ce el știe că nu-și poate dobândi cu adevărat eul, decât pierzându-l pe cel pe care îl apără sub forma regretului proiectiv, micul lui eu, pe care se teme să-l livreze riscului și nu eventual eșec? El regretă cu toată ființa lui că nu poate acționa. El regretă de astădată dată ratarea șansei de a-și dobândi un destin. Prins între regretul proiectiv, acela care ar însoți actul, și cel actual al neacționării, nehotărâtul cunoaște sfârșirea tăcută a unui chin nesfârșit. El este singur, dar altfel decât cel hotărât, care e singur doar în clipa hotărârii sale. Căci hotărârea este în vederea a ceva și, sfârșind ca acțiune și gest, ea este ieșire în întâmpinare, deschidere către lume și către ceilalți. Convertindu-se în biografie și destin, hotărârea poate genera saga unui erou sau martir. Orice hotărâre deschide un spațiu epic. În schimb, Dezbaterea nesfârșită în preliminarile unui gest care nu va avea loc niciodată rupe legătura cu altul. Cel nehotărât trește de la bun început și sfârșește în singurătatea neacționării sale. Pentru că nu se obiectivează, pentru că este sfârșire fără rezultat, nehotărârea nu poate fi povestită decât de cel ce o suportă. Dar pentru că nu comportă fapte, ci doar stări, ea nu se poate exprima decât liric. Ea devine atunci o retorică a neputinței.